Adeverința electronică verde este elementul cheie propus de către Comisia Europeană. Aceasta va facilita libera trecere dintre statele membre ale Uniunii Europene. Va acoperi trei tipuri de adeverințe, cum ar fi cea de vaccinare, cea de testare pentru SARS-CoV-2, dar și pentru persoanele care s-au vindecat de COVID-19. Adeverințele vor fi eliberate în format digital sau pe suport de hârtie. Acestea vor fi disponibile gratuit în limba sau limbile oficiale ale statului membru emitent, precum și în limba engleză. Toți cetățenii, fie că au fost sau nu vaccinați, ar trebui să beneficieze de o adeverință electronică verde atunci când călătoresc în Uniunea Europeană. Într-un fel ar fi bună, pentru care să duc. Eu nu mă duc așa că nici nu prea am treabă cu ea. Este normal să se impună vaccinul ca să putem călători liber. Care vrea să călătorească poate să-l facă. Și pentru noi, zic că ar fi, e bun. Lucru bun. Este ca un certificat de a faptului că ai COVID sau nu ai COVID. Și dacă n-ai COVID, te împrumuți la vecinul. Și, de exemplu, credeți că este un mod de a ne obliga să ne vaccinăm? Într-un fel, având în vedere recrudescența acestei pandemii, sigur că da. Într-un fel, da. Obligația vine la fiecare în parte. Adeverințele vor include un set limitat de informații, numele, data nașterii, data eliberării, informații relevante cu privire la vaccin, test sau vindecare și un identificator unic al adeverinței se vor afla pe noul document digital. Nu cred în așa ceva, dar nici nu ne trebuie așa ceva. Pentru ce ne trebuie nouă adeverință sau pentru ce ne trebuie nouă în electronic? Atâta timp cât avem buletin și suntem sănătoși, pentru ce ne mai trebuie? Că acolo îți trebuie decât buletinul, să vadă prezența ta și cine ești de fapt. Medicienii susțin că este o alternativă mult mai ușoară pentru libera circulație, însă consideră că prin această măsură conducerea ne-ar putea obliga să ne vaccinăm.